mărginirea cea sublimă, chiar dincolo de orice s-a conceput. Nu te sușim ființa ta divină, mister de nepătruns, necunoscut. Și totuși tu nu ești în definiții, nici în formă. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Sunt aici la o carieră de piatră, numai ce am ridicat piatră. E un loc nou, n-am fost niciodată aici, dar am încărcat. Era întuneric până acum și de asta n-am putut filma până aici, dar mă trimesc dispatcherul aici la un loc nou. Ia uite ce râpă aici, ce... Da, mă duc la un loc nou și a fost interesant până acum. Nu știu la voi acolo unde sunteți, dacă știți ce e gorgiuri, de exemplu, acolo în față, dacă vedeți, este așa ca niște gorgiuri. Mă gândesc că ca așa la, ca la Brașov undeva, ar fi ceva genul, cum a fost aici drumul, pe serpentine, a fost, ce să zic, interesant, a fost frumos, super frumos, super frumos. Ca de prima dată, știi cum, e super frumos, dar ca să fac drumul ăsta zilnic, cred că nu, n-aș face, dar e fain de tot. Acum mă duc într-un oraș, se cheamă Gisborne, aici în Noua Zeelandă, bineînțeles, altundeva nu pot să mă duc peste oceane. Ce turez motorul, stai băi, e prăpastie aici foarte mare și camionul fiind automat, trebuie să iau așa încetul. Am încărcat numai 31 de tone, pentru că am limita aici în zona asta, numai 50 de tone total cu camionul și cu încărcătura e 50 de tone. Și acum am încărcat. Am băgat aici în GPS, nici n-am recepție aici. N-am recepție deloc. Dacă mă sună cineva, poate să mă sună toată ziua, că nu se aude deloc. Și asta e, oameni buni. Asta e. Să văd aici cum cobor. Văd da, ce prăpast, ce pantă abrupt așa. Eram cu golul când am intrat aici așa. Man, era așa de abrupt că deja patina roțile și na, mă gândesc că poate n-aveam nici încărcătură, dar mă gândesc pe porțiunea asta, pe drumul ăsta așa abrupt, fii atent. Nu știu dacă vedeți în cameră, dar interesantă zona, n-am fost niciodată prin zona asta, vă spun sincer, n-am fost nici cu mașina, nici cu camionul mare. Ia uitați aici ce curbă, ce... Ia atent unic, camionul ăla mic. Oi, oi, oi. Stai așa. Oi, fratele, așa. Ia atent. Aici are și de copii ce fac, repar drumul. Stai așa să... Stai aici un pic că nu vreau să dărâm copicele la oamenii ăștia. Este unul care se uite acolo. Uite așa, perfect. Iată, oameni buni, am ieșit, fii atent. Băi, băi, iată. Așa, hop, așa. Deci, am luat-o la drum, oameni buni, cu succes. Am încărcat de aici, de prima dată, din locul ăsta, cu piatră. Piatră
40 de milimetri gros. Cum o, cât or fi aia, nu știu. Numai cei care lucrează la drumuri ar cunoaște ce înseamnă aia. Eu atâta știu că trebuie să transport. Deci nu știu, da, e piatră de pus, înainte să pună pietrișul ăsta mărunt, pune piatra aia groasă ca să, na, de sub m-ar veni. E piatră mai groasă. Și așa, oameni buni, fie atent ce serpentine, ce peisaje frumoase, ai leleu. Și așa, oameni buni, bine v-am găsit din nou, bine ați venit, bine v-am găsit, cum vreți și cum vreți să vă spun. La noi, până aici a fost frumos, a fost soare frumos, dar dintr-o dată, prin munții ăștia, prin gorgiul ăsta, serpentinile ăștia au început să plouă. Mă gândesc că cam așa e pe aici. Munții și atragă ploaia, mă gândesc. Și acum mă duc într-un loc nou, nici n-am recepție să bag în GPS. Fii atent. N-am recepție, trebuie să ajung în orașul ăla și apoi să bag în GPS. Aici nici nu știu. Merg pe drumul ăsta așa, prin credință, cum zicem noi pocăiții. Prin credință mă duc înainte. Deci, ce să zic? Văd că firma ne trimite, nu mai este de lucru local, cum ar zice, și ne trimite mai în depărtare sau în alte locuri mai noi. Bă, da, ce peisaje, ce interesante, munți și așa, dealurile astea, nici nu știu cum se chem, dealuri, munți. Iată, bă. Zic munți, că-s destul de uriași. Așa. Ce să vă mai zic eu, oameni buni? Bă, da, iară se pune pe ploaie. Dar noi, oameni buni, dacă n-ați văzut video anterior, unde am făcut anunțul pentru Q&A, la noi a plouat de vreo câteva zile. Ieri a fost frumos, a fost soare, dar iară văd că se pune pe ploaie. După cum se vede, cred că iarna asta o să fie cam ploioasă pentru noi aici, în Noua Zeelandă, cel puțin în zona noastră. Ceea ce e ok, e bine, dar câteodată nu e așa bine, pentru că na, noi lucrăm afară, punem prelata, luăm prelata, bate vântul, asta e cred că cea mai mare dezavantaj în ceea ce fac eu, e faptul că trebuie să ies afară când bate vântul și să pun prelata, și câteodată când bate prelata, știți voi, am mai spus că se face așa ca parașuta. Și dacă nu ești atent, s-a luat-o vântul. S-a dus. Și dar în rest, meserie bișto. Frumos, pac-pac. Bă, fii atent. O ieși la plimbare, doamna asta. Bă, pe ploaia asta ieși la plimbare, fii atent. Trăiesc oamenii pe aici, prin zona asta? Mă gândesc că da, dacă am văzut unul, înseamnă că trăiesc. Pare așa un pic mai seclus, mai mai la țară. Asta chiar că e la țară, nu glumă. Țară, țară, big time. Ioi! Da, oameni buni, și uite așa. E ceva nou și pentru mine și pentru voi. De prima dată am imblut și eu pe traseul ăsta, pe ruta asta, duc cursa asta. Și deocamdată e foarte fain, foarte frumos, îmi place așa din când în când să merg, e foarte frumos, dar ca să fac drumul și serpentinile care am făcut zilnic, cred că nu aș face. Cu ce sătulez aici, mic? O comună, o sătulez, zic eu, un sat, dar asta e comun, nu, comună, care-i? Chiar am vrut să întreb pe românașii noștri.
Bă, românilor, spuneți-mi și mie, că na, eu am trăit în America, ce-i mai mare, satul sau comuna? Mă gândesc că comuna e mai mare, nu? Zic eu. Satul e mic, comuna e mare, sau poate comuna, nu știu. Puneți acolo în comentarii să știu, să văd și eu. Am uitat, chiar mă gândeam cu soția la lucrurile astea de curând și ziceam, bă, ce să numesc sătulețele astea, saturi sau comune? Nu știu care e diferența, ca să înțelegeți mai bine. Lăsați-mi acolo în descripție, în comentarii, nu în descripție, în comentarii, pardon. Care e mai mare, comuna sau satul? N-am recepție, mamă, încă n-am recepție. Așa. Trebuie să facem, asta e. Deci fii atent, Gisborne. 70 de kilometri mai am, oameni buni, până la descărcat. Ceea ce e bine că stau în camion și nu mă plouă. Nu? Stau în camion și nu mă plouă. Iar o început fenul ăsta. Bă, la camioanele ăștia fenul ăsta așa de tare. Camionul meu de felul lui e un pic mai gălăgios. Așa? Bă, dacă îmi pornește și fenul ăsta, nici nu știu dacă m-auziți voi în vlog. Dar asta e. Da, și cum ziceam, e bine că am 70 de kilometri până la descărcat și stau în cabine, nu mă plouă, asta e bine. Să vedem și noi. Ioi. Asta e, oameni buni. Ia uite. Oile pe câmp, frumos. Oameni buni, au venit recepția înapoi la telefon, în sfârșit. Așa, oameni buni. În sfârșit. Ia uitați-vă. Ce face asta? Uite ce îndrăzneț. Așa. Dă-i. Lasă că e bun, lasă să mă depășească. Au stat acolo în spatele meu. Asta e. Nu știu dacă observați voi copaci așa de frumoși acum toamna. Toate sezonurile sau cum se zice, îmi plac. De fapt, în America nu prea îmi plăcea iarna când conduceam camionul, pentru că acolo câteodată era gheață. Hai că dacă era zăpadă era destul de ok, dar ce nu-mi plăcea iarna în America când conduceam camionul, e gheața, man, intram în niște state și când vinea o furtună din asta de zăpadă, dar înainte să vină zăpada, ploua și se îngheța și apoi vinea zăpada. Era foarte periculos, foarte periculos. Odată am început să alunic și eu așa, fac, așa ca pe sane, în America. Nu aici în Noua Zeelandă, aici în insula de nord, cel puțin pe unde circul eu, nu ninge. Mai se pune așa brumă groasă, dar nu ninge, nu-i ceva periculos. Dar în America, odată, eram să mă duc așa la vale, da? M-a păzit Dumnezeu și nu s-a întâmplat nimica. Mena, ce frumos e pe aici, ce peisaje frumoase. I like it, îmi place, oameni buni, îmi place deocamdată. Nu știu dacă se vede. Cu 50 de tone e bișto. E super. Fiți atenți, oameni buni, ce prăpastă e acolo jos. Bă, băiete, băi. Ioi. E așa să... Bă,
Păi dar nu mai se oprește ploaia asta. Unde-i soarele? Unde-i soarele? Nu, de fapt, soarele e aici. Unde-i cerul senin? Cerule-i senin, cerule-i senin, unde ești? Ce vreme interesantă. Bă, dar ce prăpaste, bă, fii atent, fii atent. Băi, leu. My God. Oameni buni, că am ajuns prin Brașov, oameni buni, pe aici, prin stâncile ăștia. Nu știu, n-am fost niciodată prin Brașov, dar așa, din poze. Din poze. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Am ajuns la Libertate, sau de fapt am ieșit la Libertate. Bă, da, am crezut că nu mai se oprește ploaia. Iată că a ieșit un pic soarele afară de cerul senin. GPS-ul spune că mai am încă 6 minute până la descărcat. Dar de fapt nici nu știu exact unde trebuie să descarc. Dispatcherul mi-a dat numai strada și i-a zis că e pe strada aia, deci e o stradă mai mică și cumva e pe marginea străzii, așa, într-un loc așa făcut anumită să descărcăm. Și o să vedem noi acum, zice că în 5 minute ajungem acum. Vom vedea noi, nu? Vom vedea noi, suntem șoferi, ne descurcăm, nu? De fapt, suntem români, ne descurcăm. 600 meters, slight right onto Farmer Road. Aha, ai auzit? Ați auzit? Ce zice aici? Ce e aici? Am luat-o greșit? Nu, n-am luat-o greșit. Slight right onto Farmer Road, then turn right to stay on Farmer Road. Ah, zice să iau... Să iau pe aici. A, nu, dar ce fac eu? Nu, mă, mă duc înainte, scuze. A, mă duc înainte. GPS-ul m-a dat să intru pe ceva, drumuri de ferme, dar nu mă bag eu pe acolo cu 50 de tone, cine știe ce vreau. Mă duc până aici la capăt și apoi eu iau în dreapta. Doamna GPS, numai de aici, mă debusolez. Așa, oameni buni, am ajuns aici la capăt să vedem. Așa. Turn right to stay on State Highway 2. Signs for Wairoa, Napier. Mulțumesc, mulțumesc, doamna GPS, mulțumesc. Ia să o iau aici la dreapta. Vine mașină. Hai să dau repede, hai să dau repede. Așa, pac, pac. Continue on State Highway 2 for 1.5 kilometers. Ce zice aici? Într-o kilometru jumate fac la stânga. Apropiem aici, în 400 de metri trebuie să facem dreapta pe strada unde trebuie să descarc. Și trebuie să mă uit după ceva grămezi de piatră. It's the next right onto
Dunston Road, Willows Road. Ah, Dunston Road. Ah, ok. De asta GPS-ul nu-mi dădea mie cum trebuie, pentru că strada asta e, are două denumiri. Willow și Dunston. 600 meters, you will arrive at your destination. Da, mulțumesc, tanti. Mulțumesc că până aici m-ai ajutat. Oameni buni, ne uităm după grămezi de piatră. Nu știu exact unde-i, dar e, ne uităm, ne uităm. Așa, te livezi de, ce asta, de kiwi aici. Ia uitați voi, vezi asta aici toată acoperită cu plasa asta, e kiwi. Kiwi, kiwi, nu e acoperită de fapt, e protejată de vânt, așa. Bă, dar unde sunt eu pe GPS? Bă, dar ce se întâmplă aici? Am trecut? Ceva grămezi de piatră, n-am văzut. Nu n-am văzut nici eu. După cum se vede, că cred că trebuie să mă întorc înapoi. Ia să văd pe GPS cum arată strada asta aici. Bă, băiete, bă, dar unde trebuie să descarc eu? Nu văd nimica, oameni buni. Nu văd nimica, bă, ce oameni, bă, ce oameni. Bă, bă, bă. A, stai un pic, că mai în față. A, bă, uite, stai, nu, stați, oameni buni, liniștiți, că e un pic mai în față, un pic mai în față, așa, stai. Da, uite. Ia. Aici, pe undeva. Aici pe undeva. Ce faci asta aici? S-a oprit în mijlocul drumului. Ce faci, oameni buni? Îți cad țăvile jos? Bă, da. Ăla s-a oprit acolo, fii atent, eu acum să nu agăț în oglindă. Așa, am trecut un pic peste pădure, dar e ok. Da, oameni buni, stai să văd aici unde trebuie să descarc. Oamenii ăștia au zis că pe aici, pe undeva, eu habar nu știu unde-i și. Uite, am înțeles. Am înțeles, uite acum văd eu în depărtare, încă nu vedeți voi. Am înțeles eu ceva aici, ăștia aici la milul ăsta lucrează ceva. Lucrează ceva. Și cred că aici la piatra asta, aici undeva trebuie să descarc piatra. Asta-i, mă. Asta-i, măi, oameni buni. Hai să văd aici. Aici, oameni buni. Oh, yes. Ah, uite că a venit și ăsta la... Aha. Asta-i. Fiți atenți, oameni buni. Vedeți voi? Aici trebuie să descarc eu. Opa, așa. Aici, oameni buni, trebuie să descarc. Hai să deschid ușile. Să deschid ușile la remorcă. Am vrut să deschid la camion, dar am deschid la remorcă întâi.
Vedeți voi? Piatră. 40 de milimetri, vedeți? Piatră care pui pe jos. Cred că aici, în ograda asta, aduce bușteni. Ca să nu mai fie gloci în mol. Așa, o să pună piatră și apoi... cred că nu merge. Uite că merge. Perfect, bine. Deci în grămada asta, oameni buni, la 40-a trebuie să descărcăm. Vedeți voi câți grămezi aici. Asta e. Hai să mergem. Deci, oameni buni, am descărcat cu succes acolo unde e tractoristul ăla acolo. Așa, vezi, împinge grămezele. Și acum mă duc să închid ușile. Așa. Și să văd unde trebuie să merg. Bat un pic vântul rece. Aici e lângă ocean. Orașul ăsta aici e lângă ocean. Și cum știți, la noi acum e toamna și vine așa niște curenți de pe ocean. Așa. Dar e bine. E bine. Aici câteodată când car piatră sau asta, se pune piatră. Și când pui asta înapoi, nu mai... Vedeți voi? Curăță așa un pic piatra de aici. Așa. Oameni buni, hai să mergem să încărcăm cep și o să fie bine. Dăm bătaie înapoi spre casă, dar înainte trebuie să mergem să încărcăm cep. Dar astăzi a fost succes. Zi frumoasă. Ce să zic? Haideți aici să vedem. Așa. Aici mai jos cred că mai este un miel ceva, nu știu. Aici cred că se cege. Așa. Prime Sawmills Limited. Hai să mergem și vedem unde. Să sun pe ăștia. Deci, oameni buni, v-a zis ca să mă duc aici. Mi-a zis ca să descarc. Ca să mă duc înainte, să fac stânga, după ce ies pe autostradă, să țin stânga și merg la aici să încarc niște wood chip și dau bătaie înainte. Hai să vedem. Nu-i departe, e 2 minute. A, ce frumos că a ieșit soarele. A, ce-mi place. A, ce-mi place. Știți voi, oameni buni, după câteva zile de ploaie, știți voi, dorești asta, soarele, ca pâinea caldă, aerul dorești. Mă uit acum pe ocean, nu știu dacă se vede, dar este un, aici, noi, eu sunt chiar lângă ocean, nu se vede oceanul, dar eu văd un vapor mare, 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 imens. Bun, am zis ca să merg la capăt de drum. Să merg aici la capăt de drum. Popșoiul deja e aproape gata, oameni buni, la noi, fiți atenți. Popșoiul deja trebuie strâns. Ia să vedem noi ce aici. O veie nouă aici, au zis că la capăt de drum. Hai să mai mergem un pic la capăt.
dai da 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 dai. Gata-i, oameni buni, gata-i, victorie, bă, băiete, fratele meu. Bă, dar ce bătea vântul aici? Trebuia să mă încarc eu și a... chipul ăsta era foarte ușor. Era foarte ușor chipul ăsta și am încărcat, mi-am înfundat prelata. Aș fi vrut să vă arăt și vouă, dar ce să zic, n-am putut pentru că trebuia să iau casca și m-a pus ăla să încarc eu. Și dar am reușit până la urmă. Și am pus și prelata, 50 de tone și dăm bătaie la descărcat. Și apoi acasă, oameni buni, gata-i, gata-i, oameni buni, hai să ieșim din orașul ăsta. Să-mi iau ceva de băut, să-mi iau ceva de mâncat. Nu știu, să găsesc, n-am fost niciodată în orașul ăsta, nu știu nimic pe aici. Ce magazine, ce restaurante, ce cafenele mai sunt pe aici, nu știu. Dar, văd aici dacă este ceva. În Turanaganui, dacă este ceva de luat. A, uite acolo, văd ceva, o benzinărie în față. Păi, ce tu? 50 românului, 50. Aia e benzinărie. Aș putea să mă opresc acolo să iau ceva, ei? Pardon. A, uite aici, este ceva, mă. Ce e ăla? A, nu. Nici nu am unde să parchez, să întorc cu camionul. Bă, fratele meu, bă, fratele meu. Deci, oameni buni, am reușit. Hai să dăm bătaie la drum, mă opresc să iau ceva de mâncare undeva. Și mi-am luat dimineața ceva mâncare de acasă, niște tocană cu carne, cu cârnați, așa, cartofi. Dar l-am mâncat dimineață și acum e deja la amiază. Și m-a luat foamea un pic, dar cred că mai mult mesete decât foame. So, oameni buni, vă las de data asta. Sper că v-a plăcut și dăm bătaie la drum, ce să zic. Mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc pentru toate și ne vedem la următoare.